rezumatul novelei Două loturi de Ion Luca Caragiale. În această novelă este vorba de domnul Lefter, care și-a pierdut două bilete de loterie cumpărate cu câteva zile în urmă. În căutarea acestora, el este ajutat și de Madame Popescu. Într-o zi, loteriile au tras biletele câștigătoare, iar loturile extrase aveau chiar numerele biletelor domnului Lefter. Acesta nu știa nimic, până într-o seară, când a venit la el în vizită capitanul Pandele, cel care i-a dat banii de bilete, și a spus că a câștigat loturile cele mai mari. După plecarea capitanului, domnul Lefter iar s-a apucat de căutat biletele. Acesta, așezându-se pe canapea, și-a dat seama unde ar putea fi. Era într-o jachetă cenușie, care a dat-o Madame Popescu la o chivuță în schimbul la 10 farfurii. Nervos, domnul Lefter sparge farfuriile, iar apoi, împreună cu Madame Popescu și capitanul Pandele, pornesc spre Țâcă, chivuța. Spre seară, ei au ajuns la casa chivuței, o casă mică și amărâtă. Când au intrat, au văzut-o pe Țâca și pe o femeie bătrână care făcea mâncare. După o discuție, domnul Lefter observă pe pat niște haine și a început să le examineze pe fiecare. Neputând să-și ia jacheta, acesta o ia din nou la întrebări pe Țâca. Ea îi spuse că jacheta este pe ea. În acel moment, fata îi dă jacheta domnului Lefter, dar nici acolo nu găsește biletele. După această întâmplare, cei trei s-au dus la berărie și au început să discute despre situația actuală. Tot acolo, domnul Lefter a citit și gazeta de seară, din care a aflat că dacă nu se duce cu biletele la loterie, pierde banii. Imediat, îl vede pe șeful său, la care s-a rugat să-l lase în concediu 2-3 zile, zicând că e bolnav. După o ceartă, șeful domnului Lefter pleacă supărat. După aceea, domnul Lefter pleacă și el la secție să o vadă pe Țâca, deoarece a fost arestată. Când ajunge acolo, acesta află că a fost eliberată și lăsată să plece acasă. De acolo, domnul Lefter s-a întors la cocioaba unde stătea Țâca. Cum îl văzură, Țâca și bătrâna au sărit pe el și l-au lovit. Speriat, domnul fuge acasă, unde a primit o scrisoare de la un coleg de muncă, aflând că trebuie să vină la servici. Dimineața următoare, se prezintă în biroul șefului său. După ce au vorbit, domnul Lefter trebuia să-i aducă șefului un dosar. În biroul lui, lângă dosar, observă două hârtiuțe mici, care erau biletele. Fericit, el s-a apucat să scrie demisia. Trecând din nou pe la biroul șefului, domnul Lefter pune pe masă dosarul și demisia. Când merge să-și încaseze câștigul, află că numerele erau câștigătoare, fiecare la cealaltă loterie. Șocat de descoperire, chinionistul face o criză de furie necontrolată. În desnodământ, naratorul o înfățișează pe doamna Popescu călugăriță, cu mintea zdruncinată, strângând și ascuzând cioburi de străchini și pe Lefter Popescu, un bătrân singuratic, rătăcind pe străzile Bucureștiului, spunând în continuu cuvântul viceversa.